Deci lui Steaua îi trebuie un antrenor. Sau Steaua, sau FCSB-ului, nu știu. Deci ca să poți să pui punctul pe ei așa. Tu ai fost, înțeleg, un antrenor căruia Gigi Becali la un dat i-a oferit... Da, a fost o discuție, într-adevăr. De două ori a fost, da? A doua oară a fost mai hotărâtă, însă probabil că n-a vrut să-i facă plac domnului Becali, bunul Dumnezeu sau Maica Domnului, să ajung la FCSB. Pentru că a fost o discuție în care mi-a spus că dacă cumva ceva nu e în regulă, să demisionez, dacă să apară ceva șubret. Și am spus că mai bine n-are să ne complicăm. Eu îmi doresc și mi-am dorit tare mult să antrenez Rapidul și îmi doresc în continuare. Speranța moare ultima și mi-am dat seama că în condițiile, tentația e mare să antrenezi cluburi precum FCSB, eu știu, Craiova, Dinamo, sunt echipe grele, Rapid. Și ați văzut și voi că foarte mulți antrenori care au trecut pe acolo au mai antrenat în alte părți, foarte sigur, ușor. Dar rezultatele au fost zero bara. Doar faptul că a trecut pe la FCSB i-a deschis unuia sau altuia porțile pentru o altă echipă, unde, din păcate, n-au arătat mare lucru cei care au trecut pe la FCSB. Întorcându-mă la ce mi-ai spus tu, eu cred că așa a vrut Dumnezeu, m-a ferit de a mușca momeala aia din momentul ăla. Însă nu cred că se putea ajunge la o colaborare atât timp cât nu prea am fost educat și crescut să mă aplec mai mult decât îmi permite mobilitatea articulară, înțelegi? Și atunci eu cred că a fost bine cum s-a întâmplat sau s-au așezat. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mobilitatea articulară devine și mai redusă. Scade, da. E și mai greu să te... Da, dacă te antrenezi, e bine. Sigur. Da. Crezi, Florin, că merită această, pe de o parte, această așteptare, pentru că în cazul negocierilor cu Vlad Chiricheș lucrurile nu se mișcă rapid. E vorba totuși de un jucător care are un salariu foarte mare în Italia, mai are un an de contract și atunci el trebuie să-și facă niște calcule dacă merită să facă anumite sacrificii să se întoarcă în România. Și pe de altă parte, vedem că Vlad Chiricheș e clar că are niște chestiuni cronice legate de masa lui musculară. Așa cum am văzut și în cazul altor mari fotbaliști români, Ioan Ovidiu Saboie era un exemplu în acest sens. Poate, pe de o parte, FCSB să se bazeze pe un jucător, pentru că dacă îl aduc pe Vlad Chiricheș și el este adus să fie titular și probabil capitan al echipei. Apropo de ce vorbeați mai devreme legat că FCSB a rămas acum numai într-un fundaș central, asta e o mare problemă pentru o echipă care totuși ia începe în cupe europene un parcurs. Întorcându-mă la Chiricheș, este clar că în momentul în care în ultimii ani el se lovește mai mereu de accidente de genul ăsta și mai ales leziuni musculare, e clar că e o problemă. Eu, unul ca antrenor, dacă ar fi, mi-aș pune întreb, dacă ar fi, aș fi să fiu pus într-o situație de genul de a alege un astfel de jucător și când aleg jucător sau sunt, mi se prezintă anumit jucător, mă interesez foarte tare și foarte serios vis-a-vis de fișa medicală a jucătorului. Asta e un aspect care contează, mai ales la un jucător cu mare experiență, un jucător pe care tu te bazezi și pe care tu l-aduci nu să stea pe bancă dacă îl plătești și cu un salariu foarte mare. Cum a venit să pun Arul Rapid, deci tu când aduci un jucător de calibru acestor jucători, ca să pun Arul sau ca și Chiricheș, atunci tu trebuie să fii ferm convins că acești jucători îți oferă o garanție să ajute echipa, nu să-i aduci doar să-i plătești să-i ții pe bancă sau să joace un meci să stea două luni. Și alegerea este una destul de delicată și de riscantă în momentul în care alegi astfel de jucători. Marius, nu comentez calitatea lui ca jucător. Când renunți la atât de mulți jucători dintr-un compartiment atât de important, nu ți-asumi un risc foarte mare? Și parcă am mai văzut povestea asta la FCSB. Ei au avut o eternă, am putea spune, problemă în ceea ce privește apărătorii centrali. Senzația mereu a fost că nu au avut o apărare pe măsura restului echipei. Au ratat începuturi de sezon și așa mai departe, da. Cum li s-a întâmplat și în stagiunea trecută, după aceea au gâfuit și n-au mai reușit să refacă distanța până la capăt. Crezi că există pericolul ca FCSB pentru ei, pericolul pentru ei să trăiască o astfel de experiență și în această vară? Există, pentru că în momentul ăsta, ce spuneam mai devreme, se cerne, se analizează, dar în toate există o doză de risc. Tu vei aduce niște jucători care trebuie să se adapteze, care trebuie să înțeleagă ce se întâmplă la FCSB. Timp puțin, și nu este, pentru cupe europene în niciun caz nu e. Trebuie greu. Foarte repede, da? Să se miște. Da, e o mare doză de risc. Iar cu Chiricheș eu cred că trebuie oprită orice discuție. Nu neapărat pentru bani, ci privind statutul lui medical.
Citeam acum că a jucat 52 de meciuri în ultimii 6 ani. Da, 52 de meciuri. Cochi a jucat 54 anul ăsta la Atletico, într-un an. Și are vârsta pe care o are. Și e mai bătrân. Ne întoarcem la Săpunaru. Da, bun exemplu. Să facem o comparație Săpunaru. Că se poate de la îndemână. Deci nu, e adevărat că nu se mai poate acolo, așa se pare. Nu mai există o cale de întoarcere și atunci riscul e cu atât mai mare. Și FCSB și toate echipele noastre, și cu asta mă opresc, trebuie să înțeleagă că una e numele, una e ce ai fost, una, și cu totul altceva este ce poți să dai când intri acum pe teren. Lumea e în tribune, arbitru bagă fluierul în cură, încep. E momentul ăla, e ce poți tu acolo. Nu cum te cheamă, nu cine a fost taică-tu, nu cine... Ce poți să faci tu acum? Ori la capitolul ăsta... Până un altă îl vedem pe Vlad Chiricheș inclusiv în lotul României pentru aceste meciuri foarte tari. Da, mi-era frică. Nu am fost selecționat, nu știu lot. N-am... Florin, aș vrea să te întreb în finalul discuției noastre dacă această ambiție mărturisită a lui Dan Șucu, Rapid, să se bată la titlu începând din sezonul viitor, care, după niște remăsurători, a fost desemnat ca fiind sezonul centenarului. Au mutat centenarul la sezonul... Asta e arondat sezonul. Anul centenarului e sigur. Asta până la anul, corect. Bun. Deci avem corect. Crezi că Rapid poate să fie o echipă care se bată pentru titlu în sezonul viitor? Eu am spus și când am revenit în țară, iar repet, în martie, când erau șanse și am crezut că se poate câștiga titlul. Nu știu de ce. Este foarte important semnalul pe care transmis jucătorilor, începând de la conducători și, bineînțeles, antrenor. Și, bineînțeles, dorința jucătorilor, care trebuie să fie una fantastică, să creadă. Ei trebuie să creadă în tot ceea ce ceilalți în jurul lor vor să facă. Și atunci eu cred că, având această emulație, mai spun de spectatori care sunt nemaipomeniți, și Rapid a arătat că suporterii în multe, multe momente au fost un element hotărător, mai ales acasă, pe Giulești, în multe meciuri, eu cred că în momentul în care se unesc toate forțele astea, Rapidul poate, într-adevăr, să spere la câștigarea unui titlu la